Ora 14, a doua oră de emisiune Drumurile Noastre, cu mine în platou domnul Alexandru Lancuzov, jurnalist Radio România Actualități, și domnul Doru Cireașă, jurnalist Club Feroviar. Continuăm încă 10 minute cu CFR, pentru că aș vrea să vorbim și despre CFR Călători. Domnul ministru al finanțelor, domnul Câțu, spunea zilele trecute că nu-i de acord cu acea majorare de capital pentru CFR Călători. Doru, până la urmă s-a aprobat această majorare de capital. Vin și te întreb direct, nu seamănă majorarea de capital pentru CFR Călători cu ceea ce s-a întâmplat în cazul CFR Marfă în 2012, cu înainte de privatizare, să spun așa, de o privatizare ratată? Acolo a fost o schemă de conversie a datoriilor în acțiuni, menită să spele CFR Marfă de datorii pentru a putea fi vândută. În cazul de față este o majorare de capital, dar este una din multele majorări de capital venite de la stat, menite să acopere găurile de la CFR Călători. Cât privește gestul domnului Cățu, într-adevăr și-a dat acordul, dar cumva s-a cam spălat pe mâini, zic eu, cam capilat din pont. Adică a făcut o hârtie acolo în care a explicat de ce nu este corectă această majorare de capital, a spus așa că până acel proiect de OUG apare un soi de rectificare a rectificării, ceea ce ar însemna să fie o a doua rectificare bugetară, în condițiile în care într-un an se pot face doar două modificări, deci bugetare, rectificări bugetare. Deci dacă s-ar aproba această rectificare bugetară, statul, guvernul ar putea să facă o a treia rectificare generală a bugetului. Dar cu toate acestea și-a prezentat obiecțiile și cu toate acestea și-a dat obiectul. Adică, în fine, a jucat cam cu fundul în două luntri. Nu și-a asumat și n-a riscat poziția opunându-se la această chestie, dar a vrut să pară, să simuleze legalitatea prezentând aceste chestii. Problema este ce se întâmplă cu acești bani de 200 de milioane sau cât este... 130. Cât? 130. 130, pentru că CFR Călători are datorii uriașe la CFR SA. Are datorii Tuiu. Are datorii de 200 de milioane de energie lei. Energie electrică, Tui, sunt datorii 200 de milioane. Iar obligațiile legale sunt plata salariilor la muncitori și plata Tuiului. Și de-abia după aceea investițiile. De altfel sunt documente ale corpului de control în care foști directori ai CFR Călători, exact pe chestia asta, au fost acuzați. Că de ce au folosit banii pe investiții și nu au folosit pentru plata Tuiului sau a obligațiilor la bugetul de stat. Am punctat de ce se închide acum ochii? Am punctat acest lucru anul trecut și vreau să te întreb, Alexandru Lancuzov, domnul Dan Costescu, cel mai bun ministru al transportului în ultimii 30 de ani, în prezent șeful CFR Călători, ne zugrăvește această majorare de capital ca și o mare realizare pentru CFR Călători. Ce se ascunde în spatele acestor interese, să spun așa? Este o primă parte, practic, dintr-un program mai amplu pe care fostul ministru al transporturilor, Dan Costescu, l-a anunțat la începutul anului, până să știm ce efecte va avea pandemia. Vorbea atunci undeva în martie, dacă nu mă înșel, despre un program guvernamental CFR Renaște cu un sprijin de 250 spre 300 de milioane de lei promis atunci de guvern, dar, repet, înainte de izbucnirea pandemiei și acest lanț al restricțiilor și al efectelor economice devastatoare, prin care guvernul urma să sprijine calea ferată, atât pe partea de infrastructură, cât mai ales pe partea de investiții în material rulant, știind cu toții ce se întâmplă cu licitația ARF, coroborat cu licitațiile ratate ale ARF-ului. Eu sunt îngrijorat de pe acum și poate din nou să tragem un semnal de alarmă, cum se pregătește compania de stat de transport Călători și bineînțeles cei 5 operatori privați pentru momentul 2023, când va intra liberalizarea serviciilor și vom avea concurență din exterior. Eu am o problemă aici. CFR Călători nu este singur operator pe piață. Sunt 6 sau 7 operatori. Privați. Cum poți tu, statul, să ajuți? Bine, statul este acționar. Adică putem gândi că și pe operatorii privați n-au decât
propriilor acționari și patroni să-i ajute. Nu pot. Dar se ridică probleme de concurență, de loialitatea a competiției și a concurenței. Oricine poate să facă o reclamație la Consiliul Concurenței și la Comisia Europeană. Un specialist din CFR ne-a transmis o întrebare. Nu va fi contestată de Comisia Europeană această majorare de capital? Exact. Rămâne de văzut. Adică, probabil exact, că acesta a fost și backup-ul Ministrului Finanțelor. A spus în acel document că este posibil să existe, să spunem, probleme de juridice, dacă vrei. Companiile de cale ferată din Europa au fost foarte mult ajutate în perioada COVID-ului. Deutsche Bahn a fost ajutată de Germania, cred că și SNCF-ul, în măsuri, au fost măsuri de ajutare din partea Franței. Contează foarte mult cum prezinți aceste măsuri ca să fie aprobate de către Comisia Europeană. Ca să nu mai vorbim de cele aeriene, cu păcate, ajutoare de miliarde. Da. De exemplu, în Olanda s-a dat către KLM 4 miliarde și noi avem doar 60 și ceva de milioane de euro pentru Tarom și Blue Air. Și Blue Air la un loc. Adică, din păcate, guvernanții noștri nu știu să prezinte Comisia Europeană astfel de măsuri, astfel încât să fie convingători, iar aceste scheme de ajutor să fie susținute și aprobate de către Comisia Europeană. CFR Călători, majorare de capital, vom vedea ce spune Comisia Europeană, pentru că acei bani nu sunt pentru datorii. CFR Călători astăzi este înglodată în datorii. Statul român nu spune acest lucru, în schimb face o majorare de capital pentru diverse investiții. Vreau să vorbim 3 minute și despre CFR Infrastructură. Repet, Doru Cireașă, Club Feroviar, când îl avem invitat, trebuie să profităm și să-l întrebăm diverse lucruri despre CFR. Avem CFR Infrastructură, avem sistemul acela, dacă și sunt convins că îl știi foarte bine, mă refer la RTMS. Vreau să-ți ridic o minge la fileu și să te întreb. Nu este doar pe hârtie acest sistem de sistem european de management al traficului feroviar? Da, păi în România nu există funcțional. A fost un proiect ratat. Da, s-au cheltuit sute de milioane de euro până acum pentru un sistem nefuncțional. Bine, ceea ce se face acum pe coridorul 4 feroviar va avea RTMS, va avea sistemul RTMS. De fapt, acum este la doua clasă de RTMS, generație. A doua generație de RTMS. Dar în continuare avem secțiuni, inclusiv București-Constanța, pe care RTMS-ul nu este. Deci nu funcționează cam nicăieri. Dar ceea ce se face acum, știu că se lucrează la aceste sisteme RTMS. Dar probabil că România este țara care are cea mai slabă implementare a acestui sistem. A fost un proiect ratat între Braz și Peris, sau nu știu, pe aici, pe la Ploiești, niște firme mari și, în fine, n-a fost implementat. Fără aceste sisteme nu poate fi respectată circulația în siguranță. Sigur, poți să mergi cu 120 la oră. Dacă vrei să ajungi la 160 sau la mai mult, așa, atunci trebuie să ai aceste sisteme RTMS. Iar retehnologizarea locomotivelor reprezintă o investiție uriașă pe care niciun operator nu o poate susține din fonduri proprii. Da. Dar și aici ar putea fi cerut un ajutor de la Comisie. Da, pot fi proiecte. Acest sistem presupune și montarea unor echipamente la bordul locomotivelor, pentru că se comunică cu satelitul, să primești un feedback de la sistemul pe satelit, niște sisteme complexe. Da. Închei prin a vă întreba, s-au cheltuit sute de milioane de euro, dragi români, pentru acest sistem, pentru ca trenurile să parcurgă distanțe de plină siguranță, pentru ca nu exista accidente, pentru a nu se ciocni trenurile, pentru a nu exista nici un fel de incident sau accident pe calea ferată. Nu se pot cheltui sute de milioane de euro pentru acest sistem în contextul în care, repet, este nefuncțional. E o pisică fierbinte care se plimbă prin Ministerul Transporturilor. Când la ministru, când în ARF, când la CFR Infrastructură. Adică e aruncată dintr-o parte într-alta a ministerului. Bine, noi suntem o țară tristă, să zic așa. Noi nu avem, de exemplu, un kilometru electrificat de cale ferată după 90, ceea ce... Nu? Adică noroc că am fost lăsați cu 50% cale electrificată. Da?
Dar, de exemplu, uitați-vă cum arată linia Constanța-Mangalia, neelectrificată pe sau singur sau București-Giurgiu, prima sau, linie sau, din așa. România, nu? Aici chestia, rapiditatea și eficiența sistemului feroviar este dată de cea mai slabă verigă. Degeaba ai tu RTMS dacă la kilometru nu știu care nu-i schimba macazul sau nu știu ce nu s-a întâmplat acolo și sau livretul de circulație a trenurilor e dat peste cap. Da. Comisia Europeană, cea care decontează banii europeni, eu le spun totdeauna bani gratis, nu se sesizează la un moment dat că a dat 100 de milioane de euro degeaba? Ba da, da. Sunt obligații până în 2030, trebuie să terminăm aceste coridoare TEN-T, Trans-European. A, deci am avea o plajă de 10 ani. Da. Da, 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 da. CFR Călător, CFR Infrastructură, CFR Marfă, Metrorex. Vreau să dedic următoarea parte a emisiunii companiei Tarom, emblema Ministerului Transporturilor, compania de suflet a domnului ministru Răzvan Cuc, toți miniștrii care trec pe la transporturi din 2000 încoace, vă fac o dezvăluire în primire, au grijă ca anumiți apropiați de ei lor, toți din 2000 încoace, să fie angajați, pentru că acolo este compania mamă a clientelei politice din România. Vreau să vă spun, în premieră, poate n-ați auzit, dragi colegi, în perioada aprilie-iulie 2020, din cei 1800 de angajați, chiar dacă niciun avion Tarom nu a zburat, 900 de angajați au fost activi. Repet, 900 de angajați Tarom au fost activi, fără să decoleze sau fără să aterizeze niciun avion Tarom. Restul au fost în șomaș tehnic. Păi nu știu, aici nu era aici angajate acele două doamne care de fapt lucrau pe la sediu PSD pentru domnul Dragnea și erau la compania Aeroportul București. Erau la Autopeni. Companie, da, erau la Autopeni. Alăturată. Da, așa. Și mai recent, nu este un domn liberal de pe la primăria nu știu care, care participa la ședința PNL pe nu știu care sector și a fost băgat director. Da. Până la Tarom și pe la... Și la Romața. Sau la Romața. Și pe la Romața. Cei 900 de salariați Tarom au fost indispensabili pentru domnul Barbu, domnul Mihăiță Ursu. Imediat vom atinge și problema legată de consiglierii domnului Mihăiță Ursu. Uitați 900 de salariați? Uitați că la CFR, la toate companiile de cale ferată, ziua de muncă, săptămâna de muncă de 5 zile a fost făcută de 4 zile. Corect. A fost o măsură pe durata pandemiei. La Tarom, mă mir cum de noi a pus... Au mai avut totuși, zboruri umanitare, dar un procent foarte mic, adică foarte puține avioane au decolat spre... destinații pentru a aduce materiale sanitare și a aproviziona, zborurile au fost puține. De ce? Eu nu înțeleg cum evită compania asta insolvență. Adică cum reușește cineva să o târâie de atâția ani? Pentru că este evident, are datorii, are... Știți cum reușește? Vă spun eu. Pentru că în ultimii 10 ani ce s-au făcut majorări de capital social pentru acoperirea zborurilor? Știți foarte bine, Tarom a avut bani în conturi. Mulți, cash, chiar mulți. Mulți bani, da, în conturi. Astăzi când vorbim știu că, nu știu, mai există câteva milioane de dolari probabil pentru a rezista foarte puțin timp și probabil că e o chestie de timp să se anunțe insolvența la Tarom în contextul în care nu știm nimic despre planul de restructurare. Domnul Mihăiță Ursu din 29 iunie până astăzi 11 septembrie abia ieri, alaltăieri seară ne-a transmis un răspuns solicitărilor noastre. Noi am transmis 3 solicitări pertinente. Vorbim de consilierii plătiți cu peste 10.000 de lei pe lună. Vorbim de oameni pe care i-a angajat. Deci domnul Mihăiță Ursu, chiar dacă trebuie să restructureze Tarom, angajează oameni și în contextul de față, 11 septembrie, nu se știe nimic despre planul de restructurare, nu se știe nimic despre cum se reformează compania Tarom. Plecări voluntare. Săptămâna trecută erau 32 de plecări voluntare. Și termenul, Alex, este 28 septembrie, pentru că perioada... A doua zi după alegerile perioada locale, e doar de o lună. A doua zi, eu am înțeles din informațiile mele din interiorul Tarom, vă mulțumesc, dragi
angajat Starom că țineți legătura cu emisiunea Drumurile Noastre și am înțeles că domnul Ursu spune ceva de genul trecem alegerile și vedem ce se va întâmpla cu Tarom. Domnul Mihăiță da. Ursu, un colecționar de diamante, domnul Mihăiță Ursu care refuză să răspundă solicitărilor emisiunii Drumurile Noastre în contextul în care încasează bănet. Are vreo, nu știu, 37.000 de lei, dar nu știu de ce. Tarom nu zboară. Doru, de ce toți operatorii aeriani din lumea asta zboară, dar toți și Tarom nu? Păi, sincer, nu-mi dau seama, dar ce vreau să vă zic este această situație personajelor care sunt pe la companie, este aceeași chestie cu toate ceaurile de la Ministerul Transporturilor. Da? Cât a fost în opoziție, PNL a spus de acea ordonanță a guvernanței corporative, că facem concursuri, facem, angajăm, așa. Uitați-vă că sunt la putere de 10 luni, 10 luni aproape un an, și n-au făcut nimic. În continuare, în ceaurile companiei sunt oameni numiți pe prietenii, de pe la sediul de partid și pe așa. Sunt oameni care câștigă, trebuie să știe telespectatorii, sunt oameni care câștigă sute de milioane de lei lunar până două ore, trei ore, care se duc la două ceauri, la un CA pe lună, la unde sunt numiți. Și mai grav, fără a avea pregătirea, fără a avea nicio necesară pregătire pentru a ocupa un post de conducere. Se duce la CA și câștigă, are salariul de bugetar. Începem să primim mesaje de la oamenii din Tarom. În fiecare emisiune ne scriu. Unii dintre ei ne spun așa: proștii stau acasă, domnule Edveș. Noi, proștii din luna aprilie, stăm acasă. Adică ne referim la cei care câștigă 2-3 mii de lei net în mână, nu la cei care câștigă între 4.500 și 30.000 de lei net la Tarom. Și mi se spune înainte de pauză, trebuie să vă fac un anunț în premiere. Am înțeles că există o familie Caravan care are 12 persoane, sunt angajate din familie. Este un director vechi. Mi se pare fantastic. Familia Caravan să aibă 12 oameni grad de rudenie în Tarom. Pauză de publicitate. Pre Tarom. Vă prezentăm în premieră, dragi români, asigurarea pentru piloți și stewardeze. Este o altă bătaie de joc la adresa piloților și însoțitorilor de bord din Tarom. Și spun acest lucru pentru că a fost eliminată total asigurarea de pierdere a aptitudinii de medicale pentru zbor, fără ca aceștia să fi fost consultați măcar. Să vă traduc ce înseamnă acest lucru. Mă refer la faptul că bolile nu sunt considerate accidente, iar bolile transmisibile nu sunt considerate rezultate ale accidentelor, cu excepția tetanusului sau turbării cauzate de un accident, în accepțiunea definițiilor prevăzute în contractul de servicii de asigurare de persoane. Adică piloții și stewardezele zboară fără asigurare pentru COVID-19. Până acum, Doru Cireașă, trei piloți Tarom au avut coronavirus și au zburat în zonele roșii privind coronavirus COVID-19. Bun, sunt cazuri, e un caz foarte periculos la adresa securității medicale a persoanelor transportate. Măcar Tarom, dacă nu se gândește la proprii angajați, ar trebui să gândească la cei pe care îi transportă. Pentru că sunt o grămadă de obiecte care, într-un spațiu mic, cum e cel din interiorul avionului, le atingi în comun. Și însoțitoarele de bord și... În pauza... 3 secunde. E un domn în mijloc, drăguț. Mie îmi place de el. Este domnul Mihăiță Ursu, dacă l-ai văzut vreodată, este omul care decide soarta Tarom. Taromiști, dacă nu-l cunoașteți, dânsul este Mihăiță Ursu. Sper să intre cu noi în direct. Chiar aș vrea să-i cer o opinie. Este greu să găsim o poză cu Mihăiță Ursu. Vă mulțumesc, drag taromiști, că ne-ați ajutat cu poza domnului Mihăiță Ursu. Îl luăm
exemplu, șeful Tarov. E low profile, așa. E. Da. Poate o să-l vedem în carne și oase la inaugurarea liniei de tren între Gara de Nord și aeroportul Otopen, nu? Ar fi o ocazie să apară... Doamne ajută, Doru. În pauză m-am uitat așa puțin pe internet. Indemnizația pentru Consiliul de Administrație la Tarom este de 12.500 de lei brut, ceea ce înseamnă, deci, 8.000 de lei, 80 de milioane. 80 aproape de milioane, 2.000 de euro net. Dar nu vă gândiți că cineva merge la serviciu pentru bani ăștia. Te duci o dată sau de două ori pe lună, dar cred că o dată. Și dacă stai mai două multe ore, consilii, cu atât mai bine, nu? Ajunge, așa, și ajungem și la asta. Ursu. Ajungem și la asta. Deci te-ai dus două ore pe lună și ai câștigat 80 de milioane. Unul din membrii CEAU-ului, să vă spun în ce CEAU-uri a fost, nu-i dau numele. Deci în 2014, membru CNCFR AGA, membru AGA Electrificare, membru CEA Autoritatea Rutieră, președinte și membru CEA Romața, membru CEA Tarom. Deci toate astea au fost începând cu 2014-2015. Gândiți-vă că la fiecare câștigă câteva zeci de milioane mergând o zi, mergând o oră, două pe lună acolo. Deci de ce iubesc acești oameni conducerea companiilor de stat? E un nou caz grav, bac, nu? Din cauza unui contract de asigurare încheiat pe genunchi și pe repede înainte, personalul navigant Tarom, pilot și însoțitor de zbor, zboară de la data încheierii lui, timp de 36 de luni, fără a fi asigurați împotriva efectelor produse de COVID-19. Inacceptabil, mai ales în condițiile în care vedem că spre sfârșitul verii, deci practic în ultimele luni, încet, încet, operatorii aerieni reiau treptat și de la aproape zero zboruri în perioada stării de urgență, ajungem la undeva la 40%. Nu știu, există cumva o lege care se referă la fapte penale privind combaterea răspândirii bolilor? Poate fi în sigur, o legătură? Au fost oameni acuzați de așa ceva. De așa ceva. Aici la nu... începutul pandemiei au fost oameni acuzați de așa ceva, de combaterea... Poate fi doar o greșeală, să spunem, internă sau pur și simplu un funcționar a uitat și de acest aspect, deși mă îndoiesc. Piloții și stewardezele Tarom zboară în pandemie fără asigurare medicală. Ce valoare are contractul de asigurare ce nu acoperă COVID-19? Un director Tarom doar cu liceu, domnul Werner Wolf, care vindea mașini înainte de numire, a crezut că în aviație doar mașina, avionul se asigură și nu echipajele. Luăm ultima pauză de publicitate. Suntem din nou în direct. Primim foarte multe mesaje. Am primit un mesaj foarte interesant. Astăzi, corpul de control este la Tarom și verifică contractul cu Telecom. Un contract făcut tot în perioada domnului Wolf. Încheiem emisiunea și vă spun, dragii mei invitați, Doru Cireașă și Alexandru Lancuzov, că familia Caravan din Tarom are 12 membri din familie în funcții cheie. Geo Caravan, director comercial, doamna Caravan, tatălui și toată lumea. Nu vreau să mă pronunț pe speța în cauză, dar vă zic ceva legat de. Zilele trecute stăteam de vorbă cu o persoană, studii superioare, într-un oraș de provincie, dar un oraș mare, de 200 de mii de lucruri, care tocmai și pierduse locul de muncă și fabrica se închisese. Și am sugerat, de ce nu te duci acolo? De ce soțul unde lucrează? Soțul lucra la o mare magazin de asta de jucării. Nu îi dau numele, rețeala asta. Mi-a zis, nu, m-aș duce la concurs acolo, dar efectiv nu pot să mă duc, pentru că soțul meu când s-a angajat acolo a dat declarație că nu o să lucreze, nu o să vină, nu o să aducă, nu e de acord să lucreze nimeni din familia lui în acel magazin. Da, e sistem privat. E sistem privat, un magazin, un retailer de jucării mare, care are magazine în toate. Deci asta se întâmplă într-o parte în sectorul privat. În sectorul de stat, după cum vedem, cu toate acele chestii de guvernanță, au un cod de guvernanță corporatist, au un responsabil, da, pentru că urmăresc chestiile astea, Taromul nu, este ceea ce să... Tot un mesaj din partea Tarom, directorul comercial de Geo
caravan alături de cei 11 membri din familie. Domnul director comercial, din ce înțelegem, e unul din factorii decizionali. Vor fi dați afară oamenii reprezentanții companiei din străinătate, dar rămâne el cu toată familia lui, familia Caravan. Familia Caravan conduce Tarom? Nu știu, astea sunt chestii personale și e greu de să ne pronunțăm. Poate oamenii chiar fac performanță, nu am nicio informație în sensul ăsta și nu știu dacă este ilegal să interzici participarea la un concurs de angajare. Depinde de situație. Dar n-au venit pe concurs, asta este problema. N-au venit pe concurs. Uitați-vă concursuri la, cu GDPR-ul ăsta, concursuri la instituții de stat, în care candidatul este numit GK. GK a obținut 20 de puncte. Știi tu în momentul ăla ca jurnalist cine este GK, dacă este nepotul sau nu e nepotul, așa? Deci până și GDPR-ul ăsta îi ajută. Da? Nu e problema că este... Asta a fost emisiunea Drumurile Noastre de astăzi. Colegul meu, Alexandru Lancuzov, colegul de transporturi, ne spune că vinerea viitoare se deschide încă 18 km de autostradă. Doamne ajută! Închei prin a întreba dacă procurorii DNA sau cineva din corpul de control al guvernului, al premierului Ludovic Orban, se duce să vadă ce se întâmplă la Tarom. Ne revedem vinerea viitoare tot cu Tarom. Rămâneți cu bine!